Mare tuturor, trebuie să vă povestesc ceva foarte tare. Vin de la poștă, mi-a venit un colet și mi-am dat seama că mi-am furat o cape AliExpress. Nu știți cum și-o fură oamenii pe AliExpress? Este foarte simplu, pe AliExpress foarte mulți din comercianți pun acolo produse, să spunem, nereale, în sensul că din manipularea fotografiei, o manipulare foarte inteligentă, nu-ți mai dai seama de mărimea și de caracteristicile reale ale unui produs și te păcălești. Vă dau un exemplu, vă spun exemple pe care le cunosc personal, nu din auzite. O amică care comercializează lentile de contact de astea estetice a făcut o comandă, cum face ea, o comandă de 1000 de bucăți pe AliExpress. În caz că nu știți, lentile de contact pe site-urile astea sunt foarte, de fapt totul este foarte ieftin, nu doar lentile de contact. Adică ea le ia cu 3 lei și le vinde cu 60, ceva de genul ăsta. Și a făcut o comandă, a mers perfect. A mai făcut o comandă și în al treilea, a treia oară a zis: "Bai, să fac o comandă mare, că e prețul mai bun." Și a comandat 1000 de seturi de lentile de contact. Și au venit. Sunt nu știu cât să vă zic că sunt. Sunt cât un vârf de carioca, au 2 mm în diametru. Deci n-au mai venit lentilele de contact mărimea obișnuită, au venit niște porcărioare. Mie aia de bucăți era o cutie ca de chibrituri mai mare, ceva de genul. Mai știu un prieten pe care l-am și sunat acum în dimineața asta și am trecut pe la el să iau covorul pe care și l-a comandat el pe AliExpress. A comandat un covor, chiar îmi ținea mie teoria chibritului că uite, bă, de ce nu faci tu, că ești influencer, ca oamenii să producă iar covoară la prețuri decente, că în România un covor de lână cu motive tradiționale e vreo 2000 de lei, știi, și e destul de mult pentru un covor. Ai varianta IKEA, bineînțeles, să dai 800 de lei pe o porcărie din plastic și atunci omul caută alte variante și pentru că el nu-i genul lucrurilor uzate, cum sunt eu, și a comandat pe AliExpress un covor cu motive românești. Îmi pare rău că n-am și poza să vă arăt cum arăta pe site. Pe site era un covor, o canapea în lângă, se vedea și o fereastră în fundal așa. Covorul arăta foarte bine și a venit. Stai că ajung la semafor și vi-l arăt imediat că e lângă mine. Ăsta e covorul care a venit de pe AliExpress. I-a venit un covoraj cât palma, pentru că vițelul meu de prieten nu s-a uitat și la dimensiuni. Ele pun acolo, le strecoară în prezentare foarte bine și ăsta e covorul pe care el a dat 140 de dolari, ceva de genul ăsta, cu tot cu transport. A zis că dă lovitura, să vezi ce covor mișto mi-au eu. Și uite că și-a luat, vi-l mai arăt odată, ăsta e covorul lui comandat pe AliExpress. Și eu am făcut tot timpul mișto de oamenii care și-o fură din prezentări înșelătoare. Pentru că na, eu sunt fotograf, eu am fost ziarist, eu știu scrocheriile, eu le știu pe toate, știu pe dracu să mă ia. De fapt, este vorba despre atenția pe care o manifesti atunci când vezi ceva ce îți dorești pe bune, nu doar cumperi compulsiv. Și așa mi-am furat-o eu, un colecționar similar mie din Brașov, cred, a scos la vânzare o cutie de leucoplast. Leucoplast cu capa, fabricat în anii 50 la Brașov. Ce mi-a plăcut foarte tare la cutie este că pe ea scrie Nivea. Nici nu știam că Nivea a produs Leucoplast. Și foarte, foarte rar și foarte important, scrie și orașul. Adică pe cutie scrie orașul Stalin. Pentru cine nu știe, Brașovul s-a numit o perioadă în anii 50 Stalin. Au fost foarte multe localități în toată Europa de Est. După moartea lui Stalin s-a luat decizia asta să-i onoreze cumva memoria și mai multe localități din mai multe țări au fost numite așa. Au fost și fabrici numite așa și străzi. Era pupincurismul comunist în floare în anii 50. Dacă vreți mai multe detalii, întrebați-l pe Mihai Șora, că el știe. Bun. Deci am văzut cutia. Cutie de leucoplast. Ok, răruț. Cutie de leucoplast Nivea. Și mai răruț. Cutie de leucoplast Nivea fabricată în orașul Stalin. Zic, bă, asta e o mega raritate, nici n-am văzut vreodată așa ceva. Gata. Mă înscriu la licitația vieții, o câștig, cheltuiesc o sumă pe cât de care mi-e foarte rușine în momentul ăsta.
Și am așteptat coletul convins că știți cum e, eu știu cum arăta leucoplastul în comunism. Adică l-am prins. Era o rolă cam așa de mare, cât un borcan de iaurt, să spunem. Groasă, leucoplastul era și el gros, nu puteai să-l rup la mână niciodată, să dea cu foarfeca. Și mama a luat câte o rolă de aia, ne tot peticea juliturile la toți. Da, bă, era o chestie foarte sănătoasă și chiar mă gândeam că leucoplast vechi am mai găsit. Zic, îmi dă ăsta cutia, eu fac rost de o rolă de leucoplast, o pun în el și am un obiect bestial pentru Muzeul Brandurilor, proiectul la care lucrez eu și de care v-am mai spus. Și pe care îl găsiți pe muzeubrandurilor.ro. Mă rog, foarte fericit am fost, m-am simțit și foarte deștept că, spre deosebire de competitorii mei la licitație, eu nu m-am zgârcit la bani și am luat cutia. Și azi a venit cutia. Deci, când am văzut coletul atât de mic, am zis că, zic, înseamnă că e altceva, nu poate fi leucoplast. Uita. Deci, ăsta este. Cutia mea de leucoplast. Cutia mea metalică de leucoplast. Nivea, fabricată în orașul Stalin. Este cât un degetar mai mare. Nici să bei un shot din el nu poți. Adică, nu știu dacă are 15 ml, volum 20. Este ceva, așa ceva. Și cumva nici nu m-am enervat. Adică mi s-a părut genial că eu, care, repet, fac mișto de toți prietenii mei, că știu mai bine, păi tu n-ai văzut, boule, că în poză cu tare, că tu nu citești, prostule. Adică eu sunt ăla, ăla deșteptul, care face mereu pe deștept. Și mi-am furat-o ca o vită furajată, mi-am furat-o fix ca pe AliExpress. Și azi, în cursul zilei, o să-mi fac timp să-l caut pe tipul din Brașov. Bă, vreau să-l felicit. Adică să-i zic, frate, ne-ai păcălit pe toți cu poza aia. Niciunul nu i-a trecut prin cap să te întrebe care-i mărimea. Pentru că, vedeți, când crezi tu că știi lucruri foarte bine. Deci eu am văzut imaginea aia, era pe fundal alb, am asociat-o imediat cu leucoplastul din copilăria mea și zic, bă, să vezi ce cutie mișto, măricică, frumoasă, metalică, adică ambalajul metalic. E o chestie care a dispărut în timp în comunism. Tabla era pentru vapoare și tractoare, nu pentru fleacuri. Cumva ambalajele metalice sunt mai rare decât alte ambalaje. Mai ales că și rugineau, se distrugeau. Asta, în schimb, e făcută foarte bine și... Și asta e. Din povestea mea, vă rog să rețineți doar că pe AliExpress nu tot ce pare a fi este, ca să zic așa, și că poți să-ți ofuri foarte bine dacă nu ești atent la descriere, la nutriția ta, la poze și așa mai departe. Țeapa mea este doar amuzantă, este o lecție de viață, să spunem. Eu am plătit o sumă de lei ca să învăț să casc ochii și să nu m-am considerat atât de șmecher precum credeam că sunt. Ce să zic, o să mă distrez foarte bine cu ea. Vă las să aveți o săptămână fără proști și o zi perfectă.